Salut! În episodul de astăzi vreau să vă întreb dacă v-ați schimbat cauciucurile de iarnă. Astăzi este, cred că, 19 octombrie și eu m-am decis să merg să caut o vulcanizare să-mi schimb cauciucurile. Deși afară se vede, este foarte, foarte frumos. Sunt, nici nu știu câte grade sunt. Hai să ne uităm la mașină. Sunt 15 grade la amiază, deci e foarte cald. Așa că m-am decis să merg să schimb cauciucurile. Având în vedere că a fost destul de cald, acum stau și vă întreb pe voi, voi ce ați făcut? Le-ați schimbat sau așteptați să vină vremea rea? Să vină o vreme mai nasoală ca să vă schimbați cauciucurile. Eu o să merg să le schimb. Astăzi cauciucurile le am de când am mașina, deci în 2015 le-am cumpărat. Sunt tot 2015 și mă uit la ele să văd cât de uzate sunt. Uitați, aici este limitatorul ăla de uzură. Deci, practic, nu știu cât se vede pe cameră, dar adânciturile sunt destul de profunde. Nu s-au uzat foarte mult de când le am, deși le-am folosit câteva sezoane. Mai concret, le-am folosit sezonul 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Deci 4 sezoane, asta este a 5-lea sezon în care o să le folosesc. Încă arată bine, merg bine, n-am avut probleme cu ele, nu derapează, nu nimic. Deci nu are rost să-mi cumpăr altele. Deocamdată o să le țin cel puțin încă sezonul ăsta pe astea. Și după aia să vedem dacă o să mai fie Ford-ul în familie. Cel mai probabil o să fie, pentru că chiar dacă o să-mi iau o altă mașină, dacă, deci nu e că e ceva sigur, o să țin și Ford-ul, pentru că Ford-ul e o mașină care e ieftin de întreținut și dacă aș vinde eu, aș lua undeva la 3000 de euro, să iei 3000 de euro pe mașina asta, ce aș face cu 3000 de euro? Adică nu mă ajută cu nimic, așa că mai bine o țin și pe mai departe în familie. Dar acum merg să caut o vulcanizare, deși aici în zona la mine, din 200 de metri sunt vulcanizări. Am chiar aici lângă mine două la 500 de metri de casa mea și mai încolo, mai încă 300 de metri de la cele două mai este una, dar să văd care sunt disponibile acum să mi le facă sau cel puțin să mă programeze și mă întorc după ce le am pe mașină. M-am întors. Astea sunt cauciucurile de vară. Sunt aici. Iar cele de iarnă au fost puse la locul lor. Sunt cauciucuri de la Michelin. Michelin Alpin 5 și pot să spun că au o aderență destul de bună pe zăpadă, pe gheață și sunt destul de mulțumit de ele. Când le-am cumpărat au costat, nu mai rețin exact, cred că 420 de lei unul când le-am cumpărat noi, dar și-au făcut treaba. O mai țin sezonul ăsta, probabil și încă un sezon de acum încolo. Eu prefer cauciucurile de la Michelin pentru că, să zicem că mă înțeleg eu cu ele mai bine. Îmi plac mie cum se simt pe drum. Dar asta nu înseamnă că susțin că e cea mai bună marcă sau că doar astea merită cumpărate. Dimpotrivă, vă cumpărați ceea ce vă permite și ceea ce vă place. Doar că eu asta, mie asta îmi place și cu astea am mers. Orice altă anvelopă poate fi la fel de bună. Ok, deci după cum am spus, aș vrea să știu de la voi dacă voi v-ați schimbat cauciucurile de iarnă. Eu sunt mereu întârziat. Deci la mine cam așa stă tot timpul treaba. Eu sunt mereu în întârziere, deși anul trecut, cred că după 20 noiembrie le-am schimbat. În primăvară ați văzut, dacă n-ați văzut, vă las link pe aici pe undeva.
În primăvară iar le-am schimbat destul de târziu. Sunt întârziat pentru că, cum să zic, nu mă grăbesc în general, nu am timp și vulcanizările lucrează cam când lucrez și eu. Deci, deși eu lucrez de acasă, mi-am încercat să-mi fac un program fix ca să mă pot ține ca lumea de treabă între 7:30 dimineața și 8 seara. Cam ăla e programul, cam atunci în intervalul ăla nu prea plec de acasă, deși na, se întâmplă câteodată să trebuiască să plec de acasă în intervalul ăla și plec. Nu e o problemă, doar că cam când lucru eu, lucră și vulcanizările și e greu de mă sincronizat. Așa că astăzi mi-am făcut timp și mi-am schimbat cauciucurile pentru că o să am de făcut un drum ceva mai lung în curând și e bine să am cauciucuri de iarnă pentru că am de trecut niște munți, niște pasuri și s-ar putea să întâlnesc polei, cel puțin. Ok, asta este episodul de astăzi, ne vedem data viitoare.